Cu două zile înainte de marcarea zilei de naștere a poetului național Mihai Eminescu, la școala care îi poartă numele în fața bustului acestuia, au avut loc vineri 13 ianuarie manifestări legate de aniversarea a 167 de ani de la venirea pe lumea poetului și de marcarea a 44 de ani de la înființarea școlii. Școala gimnazială Mihai Eminescu își celebrează ziua astăzi. Împlinim 44 de ani de existență și cu ocazia acestui mare eveniment am pregătit o serie de acțiuni, un recital de poezie, suntem în colaborare cu Asociația Clepsidra, suntem în colaborare de asemenea cu Primăria Municipiului Roman și vom avea activități dintre cele mai frumoase. Copiii vor recita în mod inedit poezii din poezia ale marelui poet Mihai Eminescu. De asemenea, avem invitații de onoare, poeți, profesori care se vor alătura nouă la serbarea acestor 44 de ani de existență și de asemenea la serbarea celor 167 de ani de la nașterea marelui poet. Manifestările organizate la bustul marelui poet amplasat în parcul din fața școlii au debutat cu intonarea de către elevi a imnului național, cel al romanului, precum și a imnului școlii care poartă numele lui Mihai Eminescu. Directorul școlii gimnaziale Mihai Eminescu a deschis manifestările legate de acest eveniment mulțumind societății Clepsidra, din inițiativa căreia a fost amplasat în curtea unității școlare bustul lui Mihai Eminescu, dar și conducerii primăriei, care nu uită cu nicio ocazie să sprijine această unitate de elită a învățământului școlar romașcan. Această zi pentru școala noastră este o zi deosebită. În primul rând, împreună cu toată organizația, cu toată România, sărbătorim cei 167 de ani de la nașterea marelui poet Mihai Eminescu, nașterea luceafărului poeziei românești. Suntem atât de mândri și de bucuroși că școala noastră poartă numele marelui poet, școala gimnazială Mihai Eminescu. Iar bucuria este cu atât mai mare cu cât în această zi sărbătorim și noi ca școală 44 de ani de la înființarea acestui lăcaș de cultură. Și nu numai, mai avem o sărbătoare deosebită pe care o sărbătorim astăzi. Este vorba de împlinirea a 10 ani a societății Clepsidra, alături de care, cel puțin de 5 ani, lucrăm împreună și participăm la toate activitățile și proiectele care se desfășoară. Ceea ce vedeți în spatele meu, bustul marelui poet Mihai Eminescu, a putut fi realizat în curtea acestei școli cu ajutorul Primăriei Roman, care îi mulțumim. Și l-avem alături de noi pe reprezentantul primarului, pe domnul Mihai Bujoreanu și, bineînțeles, cu ajutorul societății Clepsidra, care a făcut toate demersurile și ne-a ajutat să realizăm acest bust. Președintele Societății Culturale Clepsidra, preotul Cornel Paiu, a marcat prin discursul său debutul la Romana manifestărilor legate de marcarea 167 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu, precum și cele legate de Ziua Culturii Naționale. 167 de ani de la nașterea marelui poet național Mihai Eminescu, Ziua Culturii Naționale debutează astăzi la Roman. Aș dori să invit în primul rând pe domnul Mihai Bujoveanu, care are de oferit din partea primăriei și din partea fraților de peste Prut un tablou dedicat poetului Mihai Eminescu. Și sigur, iată, se pare că sarcina este dată doamnei Claudia Matei, purtător de cuvânt al primăriei.
Consilierul personal al primarului Lucian Micu, jurnalistul Claudia Matei, a făcut un dar deosebit școlii care poartă numele marelui poet, dăruind un tablou al Luceafărului poeziei românești brodat, primit de municipalitate de la moldovenii de peste Prut, din localitatea Ștefan Vodă, care au participat în 2015 la zilele municipiului român. Conducerea școlii a mulțumit edililor pentru sprijinul constant acordat școlii care poartă numele poetului național, luându-și angajamentul ca și pe viitor să păstreze ridicată ștacheta unui învățământ de calitate. În numele primarului Lucian Micu vreau să vă mulțumim pentru invitație, să vă spunem la mulți ani, 44 de ani de existența unui zic școlare, nu este de lăsat. Felicit pe elevii, am văzut inclusiv imnul romanului, este cunoscut la această școală, este și membru cadrelor didactice și am zis că la 44 de ani cu această frumoasă ocazie, un cadou din partea noastră, partea primăriei român, acest tablou pe care tantul nostru l-am primit de început la frații noștri din districtul Roman Vodă. La mulți ani și mai bine și mult succes! Vă mulțumim! Acest lucru ne obligă să ținem ștacheta ridicată în continuare și să fim aproape bun, nu zic la fel de bun, așa cum zicea făcut poeziei românești a fost nația română. Întreaga zi a fost dedicată manifestărilor culturale legate de comemorarea zilei de naștere a Luceafărului poeziei românești și de Ziua Culturii Naționale. Ca în fiecare an, manifestările se vor încheia cu o petrecere a colectivului didactic al unității școlare care își propune să țină ridicată ștacheta unui învățământ de calitate la roman.